Mera Auto Service, de 14 ani pe piața Reghineană. Laborator de vopsele cu nuanțare computerizată. Atelier de tinichicerie auto. Vopsitorie în cabină de vopsit ultramodernă. Mera Auto Service. Seriozitate și calitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Scult TV, singura emisiune realizată integral de liceenii reghineni în fiecare vineri seara la Dare din TV. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Weekend. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Accident mortal la mai puțin de 3 km de comuna Gurghiu. O familie formată din 4 membri se îndrepta dinspre municipiul Reghin spre localitatea Cașva, unde erau așteptați la tăierea porcului. Șoferul a depășit viteza legală, a pierdut controlul volanului și a intrat în șanț. În urma accidentului, mama celor doi copii aflată pe locul din dreapta șoferului a decedat. Cei doi copii și soțul au fost transportați la Spitalul Județean din Târgu Mureș. Cu detalii vine colega noastră, Mihaela Munteanu. Paradoxal, perioadei premergătoare sărbătorilor de iarnă, când toți ar trebui să fim cuprinși de pace și liniște, iată că în județul Mureș s-a produs o nouă dramă în apropiere de municipiul Reghin. Vorbim despre un accident de circulație, un accident mortal care s-a produs în cursul zilei de sâmbătă, 12 decembrie. Polițiștii au fost anunțați telefonic la ora 10:55 de minute de producerea acestui accident, care a avut loc la intrare în loc localitatea Gurghiu, la mai puțin de 3 km. Acest accident s-a produs, se pare, la prima vedere, pe fondul vitezei excesive. Ceea ce vedeți dumneavoastră sunt rămășițele accidentului produs pe acest tronson de drum. Este vorba despre o familie care se îndrepta în localitatea Cașva. Ar fi trebuit să fie un moment de bucurie pentru întreaga familie. Aceștia erau așteptați de ceilalți membri pentru tăierea porcului, obicei atât de așteptat în preajma sărbătorilor de iarnă. Se pare că este vorba despre, potrivit primelor informații, o familie din 4 membri, soț, soție și 2 copii, un băiat și o fetiță. Din păcate, femeia și-a pierdut viața. Ea a și fost transportată la Institutul IML din Târgu Mureș, iar băiatul, din primele informații, se pare că are ruptură de bazin. De asemenea, toți au fost transportați la Spitalul Județean din Târgu Mureș. Nu este singurul accident care s-a produs pe acest tronson în ultimele zile. A mai avut loc un alt accident și se pare că totul se sau cauza ar fi pe fondul excesiv de viteză. Pentru Jurnal de Reghin, Mihaela Munteanu și Petrica Șomodi.
O mare de oameni în costume populare au împărtășit vineri 11 decembrie același sentiment de mândrie patriotică. Aceasta în cadrul festivalului concurs județean de datin și obiceiuri străbune Hristos se naște Măriți-l, ce a avut loc la Casa Municipală de Cultură Eugen Nicoară. Evenimentul ajuns la cea de-a doua ediție este organizat de Școala Gimnazială Alexandru Ceușanu în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Reghin. Vineri 11 decembrie la Casa Municipală de Cultură Eugen Nicoară, cu începere de la ora 16, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Festivalului Concurs Județean de Datin și Obiceiuri Străbune, organizat de Școala Gimnazială Alexandru Ceușanu, cu sprijinul Primăriei, Consiliului Local Reghin, al Casei de Cultură George Enescu și al Inspectoratului Școlar Județean Mureș. Cei prezenți au fost martorii unui spectacol maraton de colinde și tradiții locale, în care au fost implicați peste 370 de copii, cu toții îmbrăcați în costume populare. Suntem de data aceasta la a doua ediție acestui proiect educațional Hristos se naște Măriți-l, proiect care vrea să pună în relief, în primul rând, datinile noastre străbune și, în primul rând, faptul că, de fapt, Betleemul este locul unde fiecare colindă. În acest caz este Casa de Cultură Eugen Nicoară, unde am reușit să adunăm peste 370 de elevi ai școlilor, fie din orașul, municipiul Reghin, fie din împrejurim. Iată că toate aceste colinde fac loc venirii lui Iisus Hristos în satele noastre, de fapt în locașurile noastre, venirii lui Iisus Hristos înăuntrul nostru. Astăzi am pregătit trei colinde și o urare pentru toți românii și toți care iubesc Crăciunul și sărbătorile. Și tu de ce te-ai îmbrăcat în costum național? Eu m-am îmbrăcat în costum național pentru acest concurs și... Și ce colinde? Trei colinde și o poezie. Tu ce ai făcut astăzi pe scenă? Astăzi am recitat o poezie și am cântat trei colinde. Cine v-a îmbrăcat așa? Bunica mi-a făcut acest costum popular. Și ce înseamnă sărbătorile? O sărbătoare minunată pentru noi. Anul acesta, proiectul s-a extins atât ca număr de participanți, cât și în ceea ce privește secțiunile, având ca parteneri școli din județele Iași, Suceava, Alba Iulia și Bistrița Năsăud. De data aceasta ne-am gândit să împletim mai multe secțiuni, pentru că suntem în colaborare și cu alte județe care s-au deschis la ideea noastră. Avem secțiune de literatură, eseu și poezie, de colaj, de pictură pe sticlă și de interpretare artistică, ceea ce astăzi s-a autentificat. Bucuria este că au participat peste 500 de elevi, fie prin interpretarea colindelor și obiceiuri străbune și prin lucrările la secțiunile pe care le-am amintit. De vânzare! Ce se pe ea? Apoi, 5 de lei. E blândă, nu? E blândă! Apoi, de ce să-mi dai 3.000 de lei pe... Pe bine, da, cu panul, da! La festivalul de anul acesta, Hristos se naște Măriți-l, au participat 25 de școli, iar la secțiunea interpretare datin și obiceiuri străbune, respectiv colinde, s-au înscris 17 coruri. Că mama ție ți-a dat, că mama ție ți-a dat, colindă. Spiritul filantropic este sădit în sufletele copiilor reghineni. Aceștia au pregătit o expoziție de icoane pictate pe sticlă, colaje și felicitări în cadrul festivalului Hristos se naște Măriți-l. Fondurile colectate vor merge sub formă de donații azilelor de bătrâni din Reghin și Gledin. Revenim la subiect după ce aflăm de la Andrada câte ceva despre vreme.
Bine v-am găsit! Duminică vom avea parte de un cer predominant noros. Mercurul din termometre urcă în Reghin până la valoarea de 5 grade, iar în Târgu Mureș până la 6 grade. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Iconițe, colaje, felicitări, picturi pe sticlă și alte obiecte specifice sărbătorilor de iarnă au fost pregătite de elevii reghineni cu ocazia Festivalului Județean de Datin și Obiceiuri Străbune Hristos se naște, măriți-l, ediția a doua. Anul acesta a fost introdusă o nouă secțiune, cea de concurs de pictură pe sticlă cu tematică religioasă, dar și alte lucrări pregătite manual de copii cu scop caritabil. 22 de persoane de la Centrul de Bătrâni Sfânta Ana din Gledin, pe lângă alți vârstnici din Reghin, vor beneficia de aceste gesturi filantropice venite în special din partea copiilor. Am gândit ca acest proiect să aibă și latură filantropică, de aceea prin glasul copiilor și prin îndemânarea lor, prin lucrările pe care ele au realizat, să ajutăm ridicarea unui azil de bătrâni în comuna Gledin, prin ajutând pe părintele de acolo care se ocupă cu organizarea lui, să-l sprijinim și noi prin faptul de a participa prin darurile noastre la acest scop caritabil. Este cel mai frumos colind pe care copiii îl fac astăzi, mai ales cu acest spirit al sărbătorilor care urmează să se apropie. Îi adună colindul pe toți în costume naționale, în graiul bucuriei de a transmite mesajul nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și mai ales gestul pe care încercăm să-l promovăm, de a dărui din suflet pentru suflet, este un gest minunat pe care trebuie să fim foarte atenți să-l sădim în sufletul acestor minunați copii. Este un prim pas la care ne-am gândit împreună cu organizatorii și sper să aducă roadă. Anterior expoziției, aceste obiecte confecționate manual au fost premiate într-un concurs organizat de Inspectoratul Școlar Județean Mureș, iar apoi au fost expuse la vânzare. Fondurile vor fi folosite în scop caritabil pentru pachetele de Crăciun, ce vor fi duse de copii la casele de bătrâni din Reghin și din Gledin. Fiecare copil a făcut mai multe iconițe, felicitări și lucruri decorative specifice de Crăciun ca să ajutăm două azile de bătrâni care au nevoie de ajutor și am făcut un scop caritabil. Crezi că este nevoie în preajma sărbătorilor să fim mai buni? Da, de ce nu? Și ce ați pregătit voi pentru asta? Am făcut icoane, felicitări, care o să le dăm pentru azil. Să fii mai bun de Crăciun înseamnă să postești, să dăruiești oamenilor nevoiași, să... Și v-ați îmbrăcat și în costum? Da, pentru că este tradiția noastră. Munca tuturor elevilor a fost admirată și răsplătită de cei care au vizitat expoziția pe parcursul întregii săptămâni. O expoziție organizată de Școala Gimnazială Alexandru Ceușanu, cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Reghin al Casei de Cultură George Enescu, cu ocazia celei de-a doua ediții a Festivalului de Datin și Obiceiuri Străbune, Hristos se naște, măriți-l! Vineri 11 decembrie, Biblioteca Municipală Petru Maior din Reghin a fost gazda unei conferințe cu tema Schimbarea paradigmei în viitorul umanității, soluții pentru România, cheia ieșirii din criză, susținută de nepotul poetului George Coșbuc. Cercetătorul Ovidiu Victor Coșbuc lucrează la Institutul Oriental al Universității Pontificale din Roma de 25 de ani. Ieșirea din criză în 5 pași, revoluționarea gândirii, a spiritualității, schimbarea atitudinii față de ecosistemul planetar, stilul de viață, restructurarea învățământului, a cercetării, sănătatea, economia și justiția, dar și rolul lor în echilibrul unei țări, sunt doar câteva subiecte ce au fost abordate de nepotul marelui poet al Transilvaniei și al întregii țări, George Coșbuc. Cercetătorul de la Universitatea Pontificală de la Roma, doctorul Ovidiu Victor Coșbuc, a fost oaspetele Bibliotecii Municipale Petru Maior din Reghin, vineri 11 decembrie de la ora 18. Susțin o mișcare pe care o numim Poporul Suveran sau Recuperarea Suveranității noastre naționale pe un plan internațional unde aș vrea să recuperăm într-adevăr valorile. E important să ridicăm Academia României să fie la nivelul academiilor internaționale. Momentul actual pe care îl trăim, eu zic că este un moment important pentru că e timpul să ne regăsim identitatea, să înflorim și de aceea susțin tot ceea ce ne poate ridica atât pe plan național, verticalitate,
o identitate, să zicem, prin care recuperăm profunzimea sufletului nostru, avem rădăcini, avem originalitate și eu zic că vom avea succes. Are o legătură specială, domnul Ovidiu Victor Coșbuc, orașul Reghin, deoarece înainte de 89 a fost hirotonit de sfinția sa, cardinalul Todea, aici la Reghin, în condițiile acelor vremuri. În această perioadă de mari explozii informaționale, domnia sa vine, datorită experienței pe care o are, cu o viziune personală despre noua paradigmă în schimbarea umanității. S-a reîntors în România pentru că are un proiect de redresare a României în 5 pași, despre care va vorbi și la această conferință. Rețeta succesului este adusă prin reunificarea spiritualității, culturii, științei și artelor, cu scopul de a renaște întreaga planetă, a conchis profesorul de științe orientale la Institutul Oriental al Universității Pontificale din Roma, unde urmașul lui Coșbuc lucrează de 25 de ani. 4 trupe din țara noastră și din Ungaria au concertat vineri 11 decembrie la Casa de Cultură George Enescu în cadrul celei de-a noua ediții a Festivalului de Muzică Rock, Rock in Reghin. Concertul a fost organizat cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local și a reprezentat un prilej de bucurie pentru membrii trupei Black Diamond din Reghin, care au sărbătorit 9 ani de existență. Vineri 11 decembrie de la ora 19, iubitorii muzicii rock și-au dat întâlnire la concertul aniversar Rock in Reghin, ediția a noua. Acesta a avut loc la Casa de Cultură a Tineretului George Enescu, unde au susținut concerte 4 trupe din țară, dar și din Ungaria. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Reghin, cu implicarea directă a solistului trupei reghinene Black Diamond, Nod Ianoș, a lui Gomboș Robert și a lui Zsigmond Zsolt. Un concert foarte bun de rock și muzică rock, cu invitați de peste hotare și din România. Este o trupă din Odorhei, Shadow se numesc, este o trupă din Reghin, care suntem noi Black Diamond, care aniversăm 9 ani de la înființare. Avem o trupă din Cluj, Altar, se numesc și ei svechi pe piața muzicală, practic de 20 de ani cântă, și mai este o trupă din Ungaria, este o trupă tribut unei trupe foarte mari în ceea ce înseamnă rockul mondial, Iron Maiden. Și ce așteptați, la ce atmosferă vă așteptați? Atmosferă foarte bună, ca de obicei, la rock. Deci oameni faini, cu chef de viață. Concertul de muzică rock a fost un bun prilej de aniversare a celor 9 ani de la înființarea trupei reghinene Black Diamond. Șase perechi de dansatori de la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 3 Sam Reghin vor participa duminică 13 decembrie la spectacolul caritabil Triumful Talentului, organizat de Asociația Podium și Castelul Cunoașterii. Evenimentul va fi găzduit de Teatrul Național din Târgu Mureș, iar deschiderea programului va fi făcută de profesorul, sculptorul și scriitorul Vasile Adamescu, distins cu Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler al României. Asociația Podium și Castelul Cunoașterii organizează duminică 13 decembrie, cu începere de la ora 17, un spectacol caritabil sub genericul Triumful Talentului. Scopul acestuia este de a promova și susține persoanele cu nevoi speciale din județ. Evenimentul va fi găzduit de Teatrul Național din Târgu Mureș. La acesta este invitat să participe și Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 3 Sam Reghin, cu cei 12 membri. Ei vor prezenta un moment de jocuri și tradiții populare de pe Valea Gurghiului, udatul nevestelor de la Hodac. La acest festival, sau nu festival, un spectacol caritabil pentru ajutorarea copiilor cu dizabilități, vom participa și noi la invitația organizatorilor cu spectacolul care ne-am prezentat la Strategia Națională de Acțiune Comunitară, dansul tradițional, forma din 12 persoane, de 6 perechi, care sperăm să facă o impresie bună.
În foaierul Teatrului Național va avea loc și o expoziție de arte plastice, handmade și alte realizări, iar la spectacolul de muzică și dans sunt invitați artiștii care au participat la Românii au talent, X-Factor și Vocea României. Deschiderea spectacolului caritabil va fi făcută de Vasile Adamescu, distins cu Ordinul Național pentru Merit în grad de Cavaler al României, considerat un exemplu de viață. Ce aș vrea să mai punctez este participarea domnului Vasile Adamescu, care știm că este un fenomen, să spunem așa, fiind orb, mut, surd, care a ajuns să, prin autodepășire, să fie profesor, sculptor, scriitor, care va și deschide acest concurs sau festival sau spectacol, cum vrem să-l numim, caritabil. Printre colaboratorii evenimentului se numără Asociația Nevăzătorilor din România, Asociația Surzilor din România, Asociația Persoanelor cu Dizabilități Locomotorii, Asociația HIFA și Asociația Șanse pentru Toți. Evenimentul caritabil este susținut de Asociația Artiștilor Plastici Mureș, Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș, Palatul Copiilor și Grădinița Muzicală Codrișor. Intrarea se va face pe bază de donație. Jurnalul de carte vine astăzi cu romanul Portocala Mecanică, semnată de scriitorul britanic Anthony Burgess. Aceasta este cartea cea mai cunoscută a autorului englez, cu toate că el a catalogat-o ca fiind una din cele mai slabe scrieri ale sale și a pus notorietatea romanului pe seama filmului realizat 10 ani mai târziu. Cartea a văzut lumina tiparului în anul 1962, iar în 2008 The Times l-a catalogat pe Anthony Burgess al 17-lea în top 50 cei mai buni scriitori britanici de după cel de-al doilea război mondial. Vă invit așadar să urmăriți materialul următor. Doamnelor și domnilor, pentru astăzi la Jurnal de Carte vă propun Portocala Mecanică de Anthony Burgess. Este cartea cea mai cunoscută a autorului englez, cu toate că el a catalogat-o ca fiind una din cele mai slabe scrieri ale sale și a pus notorietatea romanului pe seama filmului, realizat 10 ani mai târziu. Cartea a văzut lumina tiparului în 1962, iar în 2008 The Times l-a catalogat pe Anthony Burgess al 17-lea în top 50 cei mai buni scriitori britanici de după cel de-al doilea război mondial. Noi nu ne încumetăm să-i atribuim un sertar anume autorului, însă putem să vă recomandăm să citiți cartea. Sigur, pe baza unui glosar, deoarece Burgess a inventat efectiv un limbaj nou pentru această carte. Odată ce treci de bariera limbajului, mai trebuie să treci de cea a violenței. Portocala Mecanică este o carte în care violența este celălalt personaj principal. Sânge, bătăi, violuri, jafuri, toate încununate cu plăcerea de a le săvârși și cu frica victimelor. Aceasta este atmosfera în care se desfășoară, să zicem, 80% din acțiunea cărții. Și totuși, nu lăsați nici detaliul acesta să vă descurajeze, pentru că adevărata esența ei stă în subiect, în mesaj, în ideea în jurul căreia se construiește. Dar mai întâi să vă spun despre ce este vorba în mare. Alex este un tânăr din viitor, interesat doar de viol, ultraviolență și Beethoven. Povestea pare simplă dacă o reducem doar la aspectul de satiră la adresa societății britanice din anii 60. Alex ar întruchipa doar imaginea atacatorului necunoscut, frecvent întâlnit în Anglia acele perioade. În realitate, plasarea acțiunii în viitor încearcă să ascundă criticile directe aduse programelor de cercetare pentru eradicarea răului prin condiționare psihologică. Aceste inițiative erau la modă în platformele unor politicieni britanici ai vremii. Așadar, Alex și cei trei tovarăși ai lui sunt o bandă de huligani care fură, violează, bat, chiar și omoară. Și n-au decât 15, 16, 17 ani. Și sunt nu doar ei, sunt o grămadă de puști de vârsta lor care asta fac pentru a se distra. Beau, se droghează, după care o iau din loc pe străzile orașului și crimele se țin lanț. Spre deosebire de alte distopii în care the bad guy era statul sau ceva autoritate autointitulată cumva, în Portocala Mecanică cei răi sunt oamenii, poporul, pe care autoritățile nu-i pot controla suficient de bine. În consecință, Alex și cu trupa lui acționează în fiecare seară până când una dintre victime moare.
Pentru că tovarășii lui îl trădează, Alex este singurul care ajunge la închisoare. Apropo de trădare, mi s-a părut o temă recurentă în roman, pentru că de-a lungul celor câțiva ani pe care îi prindem din viața lui Alex, o grămadă de personaje îl trădează. De la prieteni, la familie, de la colegii de celulă, până la oamenii care par la început că vor să-l ajute. Având antecedente, nimeni nu-l mai scapă de închisoare și primește 14 ani de detenție. Viclean fiind, el se împrietenește cu preotul de acolo, care îl lasă să pună muzică pentru deținuți. Și la un moment dat, în închisoare, se petrece un incident, iar țapul ispășitor este, bineînțeles, el. Pedeapsa lui constă în a servi drept cobai pentru un experiment menit să-l facă din rău bun și să-i elimine instinctul criminal. Cum se face acest lucru? Prin a-l forța să vizioneze filme de o violență extremă, care aveau ca efect un rău organic general, cu dureri în tot corpul și vărsături. Da. Și se creează astfel un efect pavlovian, astfel încât de fiecare dată când Alex vede ceva violent sau îi vine să facă ceva violent, îl apucă greața și dureri de tot felul. Ceea ce aduce în scenă o altă temă centrală, dacă nu chiar cea principală a romanului, și anume liberul arbitru. Alex își dorește să facă rău. Așa îi vine, se bucură când face rău. Îi provoacă efectiv plăcere să facă rău. Dar pentru că niște doctori i-au spălat creierul pentru a diminua rata criminalității, acum este incapabil să rănească pe cineva. Ba mai mult, întoarce și celălalt obraz atunci când e atacat. Și acum putem vorbi despre stat și autoritate ca despre the bad guy. Deși e destul de nefiresc să spui că cei care încearcă să facă bine sunt de fapt răi. Problema este metoda prin care o fac, uniformizarea maselor, elementul distopic. Legat de acest aspect, mi-a plăcut ce a spus preotul lui Alex, și anume, oare ce vrea Dumnezeu? Vrea să fii bun sau să alegi să fii bun? Oare un om care alege să fie rău ar putea fi într-un fel mai bun decât un om care îi se impune să fie bun? După 2 săptămâni de tratament, Alex iese din închisoare cu titlul de prim absolvent al noului institut de stat pentru recuperarea caracterelor criminale, vindecat și dezbrăcat de calitatea de pericol public și amenințare socială. Merge acasă unde părinții lui au un chiriaș care se poartă ca și fiul lor. Se simte părăsit și neiubit și își caută liniștea pe unde o fi. Din nou, o serie de evenimente violente îl duc pe Alex în spital, aproape mort, dar cu creierul din nou spălat, astfel încât gândurile criminale nu-i mai fac rău. Și când iese din spital, o ia de la capăt. Dar pentru a afla ce îi se întâmplă la final, trebuie să citiți cartea, că și așa eu m-am luat cu vorba și am povestit-o aproape toată. Se spune că binele și răul sunt două fețe ale aceleiași monede. Întrebările pe care cartea Portocala Mecanică și apoi filmul cu același nume ridică ar putea fi următoarele. Chiar poți să fii bun fără a fi în același timp rău? Și, pe de altă parte, poți să fii rău fără a avea măcar o fărâmă de bunătate? Dacă impactul cărții a fost destul de redus, apariția peliculei a dus la un scandal de proporții. Chiar regizorul Stanley Kubrick a fost cel care a dorit, la un moment dat, retragerea filmului din cinematografele din Anglia, din cauza scenelor violente. Mulți nu au înțeles adevăratul mesaj al filmului și au reacționat doar la violența ce, într-adevăr, abundă la fiecare secvență. De fapt, filmul a intrat mereu în topurile celor mai, să zicem, confuze pelicule realizate vreodată, atât datorită construcției sale artistice, cât și a limbajului în paralel. Totuși, pelicula a fost nominalizată la premiile Oscar, Globurile de Aur sau BAFTA. Dincolo de toate polemicile și întrebările pe care le stârnește, un lucru este totuși cert în ceea ce privește Portocala Mecanică. Mesajul nu se lasă descifrat ușor. Poate chiar e nevoie și de carte și de film. Rămâneți alături de Dareghin TV, sâmbătă 12 decembrie de la ora 19, revedeți emisiunea Dar Rustic, realizată de Maria Neag, iar de la ora 21 urmăriți Șahmat cu Ovidiu Ilisan și invitatul său, Vizi Imre.
Duminică 13 decembrie de la ora 17 vă invităm la film documentar. De la ora 19, Simina Cota vă așteaptă la emisiunea Instituția, ce îl are ca invitat pe preotul Daniel Cota. De la ora 21 sunteți invitați la emisiunea Reghin Exclusiv cu Marcela German. Invitați sunt generalul de brigadă în rezervă Vasile Dan, Cristina Drescan, profesor engleză germană și inginerul Ioan Butilcă, specialist pratolog pedolog. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile zilei. Urmează în câteva momente rubrica În echilibru, jurnalul de astăzi și prognoza meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Fabrica de preparate din carne a societății comerciale Prodimpex Monica Serele produce și comercializează prin magazinele Miro din cartierele Unirii Bloc 19 și Rodnei Bloc 20 preparate din carne de pasăre, porc și vită, pregătite și afumate ca la mama acasă. Tot aici găsești carne proaspătă, cărnați tradiționali, afumături și pastă de mici. Nou, produse crud uscate marca Miro. Miro. Calitate înainte de toate. Reghin, strada Pandurilor, numărul 136, cartier Unirii, bloc 19 și Rodnei, bloc 20. Miro. Calitate înainte de toate. Viață planurilor tale. Oferim cazane pe combustibil solid Atmos și Visman, șeminee pe bază de peleți. Centrale pe gaz cu condensare Beretta și Visman, cu randament superior, cu până la 25-30% mai mare față de o centrală termică tradițională. Servis în garanție și post-garanție. Consultanță tehnică specializată gratuită. Program Rabla pentru centrale termice. Posibilități de finanțare cu credit bancar. Ne găsiți în Reghin, strada Gurghiului, numărul 1, sau la telefon 0265-307-221. Delta Term. Noi vă tratăm cu căldură. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. M-a mai sunat. Tati e plecat în Spania de 3 ani. Și nu mai țin minte parcă părul avea și atent sau negru. Cea mai mare dorință mea e să stea cu noi. Peste 80.000 de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate au nevoie de suport psihologic, social și educațional. Ajută-i donând 4 euro prin SMS la 8865.
fost răpită o fetiță de 5 ani, 1,10 m, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Găsi la o ediție în echilibru. M-am pregătit pentru această ediție să vorbesc despre efectul placebo și am ajuns să caut în biblioteca copiilor mei după Vrăjitorul din Oz. Să citesc cum află Dorothy, omul de tinichea, leul și sperie ciorcă, dincolo de paravan nu se găsește un vrăjitor cu puteri magice, ci un om mic și bătrân cu capul chel și fața bătrână pe care călătorii îl privesc cu uluire și descurajare. Marele vrăjitor este de fapt o prefăcătorie. E o veste groaznică pentru ei. Omul de tinichea se întreabă cum își va mai dobândi inima, leul, curajul, sperie cior creierul și Dorothy Kansasul. Și deși vrăjitorul din Oz încearcă să-i convingă că nu e nevoie de intervenții din afară, că fiecare e în stare pe cont propriu să reușească. Mintea vine cu experiența, că împotriva fricii îți trebuie încredere în forțele proprii și că nu e mare pacoste fără inimă, fiindcă oricum îi face pe mulți nefericiți, prietenii solicită totuși un ajutor palpabil. Solicită meșteșugul vrăjitoresc al marelui înșelător. Dacă tot m-am jucat atâția ani de-a vrăjitor, pot să mai continui încă puțin cu jocul meu, acceptă Oz. Felicitați-mă, mă duc la Oz să-mi dea minte, exclamă sperieciori. Am venit să-mi dai creier. Ia loc pe acest scaun, te rog. Vrăjitorul anunță că trebuie să-i scoată capul pentru a-i pune creierii în locul unde trebuie. Așa că îi scoate capul, îl golește de paie, intră cu el într-o dăiță dosnică, ia o măsură de tărâță, o amestecă cu multe paie și cuie, bate bine amestecul, îl fixează la loc pe omerii lui sperieciori și îl asigură că de azi înainte va fi un om mare. Sperieciori e mândru și satisfăcut, fiindcă îi se îndeplinise dorința arzătoare să aibă minte. Și așa mai departe cu fiecare tovarăș în parte. Asta face placebo. Nu? Omul aflat în suferință crede că primește un tratament când de fapt nu primește nimic. În loc de substanță activă, primește substanță inertă. Felicitați-mă, mă duc la homeopat. Am putea spune noi cei care să spunem, ne ghidăm după medicina bazată pe dovezi. Tratamentele homeopate practică credința organismului care trebuie lăsat să se vindece singur. Granulele și tincturile pe care le utilizează ca tratament alternativ sunt substanțe care, în mod normal, îmbolnăvesc un om sănătos, dar însănătoșesc omul bolnav atunci când sunt administrate în doze foarte mici. Doze foarte mici însemnând diluarea până la dispariția și ultimei molecule de substanță activă originară. Zahăr sub formă de granule. Într-un studiu clinic controlat pentru reducerea durerilor reumatice, de umăr, încheieturi, tendoane, participanților li s-au administrat două tipuri de tratament. Jumătate dintre au primit analgezice, cealaltă jumătate de lot a primit acupunctură. Odată întorși acasă, unii participanți au acuzat diverse efecte secundare, exact din rândul celor descrise în formularul de consimțământ, despre care au fost avertizați în avans. Și mai extraordinar, majoritatea lor au raportat o îmbunătățire semnificativă, ameliorarea durerii, chiar în mai mare măsură în cazul acupuncturii decât pastilelor. Par rezultate importante, acupunctura mai eficientă decât medicamentele. Dar ghiciți ce? Tratamentele, niciunul dintre ele nu au fost tratamente adevărate, ci tratamente placebo. Medicamentele erau, de fapt, pastilele din făină de porumb, iar în acupunctură, acele nu penetrau de adevărat, alea pielea. Ele se retrăgeau înainte să o înțepe. Studiul nu urmărea să compare eficiența două tipuri diferite de tratament, ci să compare două tipuri de intervenții albe. Care fantomă trece mai bine prin zid? Fantoma 1 sau fantoma 2? Care apă invizibilă potolește mai bine setea? Care dintre cele două cuburi identice de zahăr e mai dulce? Cubul identic 1 sau cubul identic 2? Nu? Paradoxul devine explicit chiar și la nivelul părților de vorbire. Unul din factorii care stabilesc eficiența tratamentului placebo e însăși natura suferinței aflate sub tratament. Condițiile medicale care prezintă o puternică componentă psihologică, cum sunt bolile care evoluează cu durere, bolile autoimune, cardiovasculare, respiratorii, anxietatea, depresia, sunt extrem de susceptibile la
la un răspuns placebo. În schimb, fracturile de oase, infertilitatea, diabetul, sunt mult mai puțin sensibile la influența placebo. E important când vorbim de placebo să spunem că nu funcționează pentru orice condiție medicală. Placebo nu este un panaceu. Poate fi foarte puternic pentru unele, efectul poate fi foarte puternic pentru unele condiții medicale, cum este și cazul depresiei, și care cred că merită o ediție separată, și inexistent în alte cazuri. Nu există un singur efect placebo. Și în plus depinde de maniera de administrare, formă, doză, culoare, preț. Efectul placebo este generat de surse extrem de diverse. Încrederea pacientului în competența vindecătorului, metoda de vindecare, așteptările pacientului, speranța lui în recuperare, înclinația spre gândire magică, maniera interpersonală a medicului, nu? Dacă manifestă atenție, grijă, afecțiune, sinceritate, ritualurile implicate în procesul terapeutic, uniforma profesională, jargonul, ustensilele, chiar și dotarea și înfățișarea sălii de tratament. Dar chiar și în cazul tratamentelor cu medicamente active din punct de vedere farmacologic, există anumiți factori subiectivi care îi intensifică eficacitatea. Injecțiile sunt mai eficiente decât tabletele. 4 tablete luate pe parcursul zilei sunt mai eficiente decât 2, deși doza e aceeași. Un medicament de marcă este mai eficient decât unul cu o denumire generică. Un medicament a cărui denumire comercială apare XX e mai eficient decât unul cu un singur X sau fără X-uri de putere. Dar la fel ca în vrăjitorul din os, pentru unii pacienți nu sunt suficiente îmbărbătări suflete sau sugestiile verbale ale medicului sau atingerea caldă pe umăr a specialistului. Unii pacienți sunt mai rezistenți la sugestie. În cazul unor e nevoie, nu, să li se ia capul de pe umăr și să fie înlocuit cu ceva. E nevoie de o intervenție tangibilă. În cazul omului de tinichea care tângea după o inimă care să-l ajute să nu mai ruginească, os îl avertizează că trebuie să-i taie o bucată de piept pentru a așeza inima la locul ei. Iar omul de tinichea nu începe să se simtă mai viu până când o pereche de foarfeci nu taie o gaură mică și pătrată în care vrăjitorul așează inima micuță, cruită din mătase și umplută cu rumeguș. În cazul ființelor umane, în locul inimii croite din mătase, e nevoie de o pastilă care să o înghită omul, nu? Cu un pahar de apă sau și mai mult, cu cât mai multe, cu atât mai bine. Și în legătură cu care omul să-și poată face speranțe că îl va ajuta să nu mai simtă durerea. Unul din factorii care influențează magnitudinea răspunsului placebo este maniera în care este administrat tratamentul, nu? Dacă pastila este înlocuită cu injecția placebo sau cu acupunctura albă, shame, puncture, așteptările de ameliorare ale pacientului cresc și odată cu așteptările crescute crește și efectul terapeutic. Aproximativ 45% dintre pacienții cu Parkinson tratați cu chirurgie placebo descriu ameliorarea simptomelor lor motorii față de 14% când sunt tratați doar cu pastile placebo. În trecut, pentru durerea din angina pectorală, nu? Când mușchiul inimii nu se oxigenează corespunzător, se folosea intervenție chirurgicală care presupunea legarea arterelor pacientului, mă rog, și experiența clinică indica că procedura este foarte eficientă, o rată mare de succes, 80 și ceva%. Când s-a pus problema de a evalua eficiența acestei intervenții prin comparația cu intervenția placebo, toți pacienții incluși în testările clinice au fost tăiați, deschiși, doar unora li s-au legat propriu-zis arterele, ceilalți au fost pur și simplu cu sus la loc, cu zero intervenție. Dar rata de succes a operației s-a păstrat la fel de mare aproape. Nu? Dacă nu s-ar fi controlat această comparație, s-ar fi putut trage concluzia că operația pentru angina pectorală este eficientă. Nu? În prezent, respectiva intervenție nu se mai folosește. Iar descrierile postoperatorii ale pacienților cred că sunt foarte instructive. Imediat după operație m-am simțit mai bine. Un alt pacient, pot să fac orice în afară de ridicări foarte grele. Înainte luam 15-20 de medicament, astăzi am ajuns la una. Problema cu tratamentele placebo este că îmbunătățirea stării poate fi doar prezentă doar la nivelul percepției subiective a pacientului, nu la nivel fiziopatologic. Efectele sunt psihologice, nu în țesuturile organismului viu. Există un studiu important care arată că doar tratamentul activ cu aerosole a îmbunătățit funcția respiratorie a unor asmatici, adică o funcție care poate fi direct observată și măsurată. Deși la nivel de simptome, și cei care au inhalat apă distilată și cei care au primit acupunctură placebo au descris îmbunătățiri semnificative.
doar cei din grupul, fără nicio intervenție, nu au descris nicio îmbunătățire. Și totuși, astmul este o boală serioasă, nu? Omul se poate afla în prag de colaps respirator, chiar dacă el simte că respiră mult mai bine. Adică el suportă psihologic mai bine suferința. Dar la nivel biologic, aceasta se poate deteriora. Nu? Și cred că arată cât de periculoase pot deveni pretențiile medicinei alternative că vindecă. În condițiile în care se bazează 100% pe efectul placebo. Nu? Îl îndepărtează pe pacient de la tratamente adevărate care produc efecte reale, măsurabile. E ca și cum ai crede că primești un pahar cu apă, când de fapt primești în pahar aer, nu? Și bei aerul și ai senzația din pricina autosugestii că ți-a potolit setea. Dar în timpul ăsta organele și pielea ta flămânzesc. Sunt lipsite de hidratare adevărată. Autosugestia nu poate produce efecte la nivel biologic, material, doar în sfera subiectivă. Adică biologia nu o ia înainte doar pentru că noi ne dorim asta, nu? Nu ne putem hidrata celulele corpului doar cu puterea voinței sau cu credință. Organismul nostru misterios, care nu e accesibil pentru noi, nu? Nu ne putem vedea scheletul sau plămânii sau inima, lasă cale liberă percepției subiective și atunci capătă autoritate, fiindcă nu ne putem verifica pe dinăuntru. Sigur, subiectivitatea, mintea și obiectivitatea, organismul nostru fizic, se constituie împreună. Dar cred că e neproductiv să ne închipuim că mintea se poate separa de simbioza asta și să preia frâiele și să dicteze ea procesul de vindecare al bolii. Asta a fost emisiunea despre placebo. Toate cele bune. Vă aștept în fiecare săptămână la câteva minute de psihologie. V-am regăsit, Berbec. Vii cam nervos acasă și strici atmosfera din familie cu atitudinea ta. Lasă pe cei dragi să te înconjoare cu veselia lor, cu optimismul lor, pentru că te-ar putea ajuta. Taur, prea te lași dominat de influențele negative din jurul tău când tu ai resursele proprii de energie care te-ar putea ajuta să treci cu brio peste orice impas. Nimeni nu e ca tine, deci nu-ți raporta valoarea ta la acelorlalți. Gemeni, ești prăduitor și arunci cu banii pe fleacuri, chiar dacă sunt obiecte pe care sufletul tău de copil le-ar dori dacă vârsta ta nu mai e de mult cea a copilăriei, vei descoperi într-o zi cât de nechipzuit ai fost. Rac, dacă te cramponezi atât de mult de starea de confort instalată doar de teama schimbării, ai putea rata ocazii mult mai bune decât cea de care te ții acum cu dinții. Relaxează-te un pic în fața noilor provocări fără a te gândi la ce te aștept. Leu, nu te lăsa influențat negativ de persoanele din jurul tău care nu văd decât piedici la tot pasul. Ei nu au nici atitudinea ta, nici cunoștințele tale, ca atare nu te compara cu ei. Fecioară, ești genul de om care crede doar atunci când vede, iar azi vei primi atât de multe semnale clare ce îți alungă orice urmă de nesiguranță, încât ar fi culmea să le pui și pe ele la îndoială. Cu următoarele 6 sodii ne revedem imediat! Flozo, partener autorizat Profine Germania. Dacă doriți o izolație termică și fonică superioară, vă oferim fereastra ideală. Calitatea germană a profilelor Trocal și KBE, feroneria de calitate superioară și sticla termoizolantă Low-E cu argon conferă ansamblului creat funcționalitate și durabilitate.
Reghin, strada Gării numărul 44, telefon 0265 511 700 și în Toplița, strada Gării numărul 48, telefon 0266 342 128. Flozo, calitate, promptitudine, competență. Așezată la poalele munților Gurghiu, Societatea Carmaco vă oferă mezeluri proaspete, de calitate, fabricate la standarde europene, fiind implementat sistemul pentru siguranța alimentelor. Pe lângă produsele de carmangerie, Carmaco vă oferă și produse de cofetărie, prăjituri și torturi, prăjituri de casă preparate după rețete tradiționale. Carmaco, calitate și bun gust! Institutul SETAR organizează cursuri pentru obținerea atestatelor de șoferi, marfă, persoane, agabaritic sau taxi, manageri, coordonatori, conducători ADR, instructori auto, profesori de legislație rutieră. Cursurile și examenele au loc în Reghin. Înscrierile se fac în cartierul Unirii, blocul 4, în incinta magazinului de piese auto. Informații suplimentare la telefon 0753 929 800. Farmacia veterinară ProVet, de 18 ani pe piața produselor de uz veterinar. Din dragoste pentru animale, vă oferim la cele mai accesibile prețuri. Medicamente de uz veterinar, hrană și accesorii pentru animale de companie, furaje concentrate și premixuri medicamentoase pentru animale din gospodărie, produse hormonale, antiparazitare interne și externe, dezinfectante pentru adăposturi. De luni până vineri, între orele 8-19, sâmbăta între orele 8-15. Informații la telefon 0265 511 845. Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi. Toate sub același acoperiș. Northern Lore asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog.
Continuăm previziunile astrale pentru duminică. Balanță. Muncești cu sârg, dar fără prea multe satisfacții din cauza unora care comentează acid eforturile tale. E ca și cum ai da doar peste clienți cârcotași și șef pe care nu-i poți mulțumi. Scorpion. Dacă ți-ai pune un pic ambiția la treabă, ai ajunge mult mai ușor la un scop pe care deocamdată doar îl visezi. Nu trebuie să te mulțumești cu puțin, așa cum ai fi tentat acum să o faci. Săgetător. Nu te poate opri nimeni și nimic din elan, deoarece tu vezi în orice eveniment o provocare prin care îți pui bine în valoare calitățile. La energia de care dai dovadă și la ambiția care te însoțește, rezultatele nu pot fi decât excepționale. Capricorn. E o plăcere să pierzi vreme alături de cei dragi, pentru că tot deliciul zilei e asigurat de lucrurile mărunte. Te bucuri de liniștea casei tale, în familie și descoperi ceva amuzant și frumos în orice mărunțiș. Vărsător. Distrează-te, bucură-te de o zi relaxantă și caută compania altor persoane la fel de vesele și bine dispuse ca și tine. Poate fi ziua perfectă pentru o escapadă în natură dacă vremea ți-o permite sau pentru o petrecere ad hoc. Pești. Aștepți o aprobare sau un document oficial care să-ți asigure evoluția spre etapele viitoare. Fără acea semnătură, nu poți trece mai departe, ci depinzi de ea, astfel riști să mergi pe o cale ilegală sau incorrectă. Acestea au fost previziunile astrale pentru duminică. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am regăsit! Duminică vom avea parte de vreme mohorâtă. Termometrele vor indica valoarea de 5 grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș 6. Pentru Ludoș și Iernu sunt estimate 6 grade. 6 grade vor fi și în Sighișoara, 4 în Batoș, 2 la Sovata, iar în Stâncen va fi 1 grad. Potrivit datelor anunțate de meteorologi și în afara județului nostru, cerul va fi acoperit de nori. În Brașov sunt prognozate 5 grade. 4 vor fi în Bistrița, 7 la Sibiu, iar în Cluj-Napoca sunt estimate 5 grade. Pentru Alba Iulia, termometrele vor indica valoarea de 8 grade Celsius, iar în București temperatura maximă va fi de 7 grade. Duminică noaptea, cerul se menține noros, dar șansele de precipitații vor fi scăzute. Pentru Reghin, termometrele vor indica valoarea de minus 1 grad, iar în Târgu Mureș 0. Pe parcursul zilei de luni, cerul se deschide treptat. În Reghin sunt estimate 3 grade, iar în Târgu Mureș vor fi 4. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Andrada Șerban, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bio-optica. Vino să vezi! ...16% reducere din ochelari de vedere sau lentile de ochelari. Consultații gratuite. Mai multe detalii în magazin. Strada Libertății, numărul 16, lângă Bila. Bio-optică. Vino să vezi! Agenția de turism Idea Tour oferă cele mai variate oferte turiștilor săi potrivite așteptărilor fiecărui turist în parte. Profită acum de noile oferte de Crăciun. Piața de Crăciun, Viena, Budapesta. Piața de Crăciun, Bruxelles, Amsterdam. Circuite de Revelion, Egipt, misterele faraonilor, Japonia, țara soarelui răsare, Hong Kong, Filipine, Taiwan, Las Vegas și croazieră în Caraibe. Și nu în ultimul rând, un Revelion pe pârtie în România.
Reghin Mihai Viteazu, numărul 12, de luni până vineri între orele 9 și 17, sau la telefon 0745 174 479. Ideea Tour, ideea ta de vacanță! Centru de Sănătate Calivita, Petru Maior, numărul 52, telefon 0751 25 27 68. Magazinul Dan.